Copiii care vor intra în sistemul de învățământ obligatoriu de la anul vor fi înscriși în primăvară la școală, iar părinții trebuie să aibă în vedere faptul că oficialii de la educație au anunțat că ar putea schimba sistemul de înscrieri în clasa 0. Astfel, înscrierile la școală s-ar putea face în mai multe etape, pentru ca cei care locuiesc în imediat apropierea unităților școlare să aibă prioritate. Momentan nu s-a decis nimic, doar s-au făcut propuneri din partea inspectorilor care sunt analizate, urmând ca metodologia și calendarul înscrierii să fie publicate cel mai probabil în primăvară, așa cum s-a întâmplat și anul trecut. Ne-am sesizat cu toții în acest sens și se pare că se dorește o modificare a modului de înscriere la clasa pregătitoare, aceasta presupunând înscrierea în mai multe etape, prioritatea având însă elevii apropiați de domiciliu. Deci lucrul acesta ar împiedica oarecum îmbulzeala elevilor spre o anumită unitate școlară, rămânând alte unități școlare mai puțin solicitate. Principala, știu eu, motivația părinților ar fi că este o școală bună și că sunt aproape de casă, să spunem. Ce altceva i-ar mai îndemna, eu știu, pe părinți? În primul rând, așa spun toți, vrem acolo pentru că este o școală bună. Se fac aceste diferențe între școli, cum vorbeam noi și cu altă ocazie. Din punctul meu de vedere, toate unitățile de învățământ primar, gimnazial, unitățile de învățământ din municipiul Drobeta-Turnu-Severin și nu numai, de la noi, de pe raza județului Mehedinți, sunt în regulă. Nu cred că trebuie să facem o astfel de diferențiere. Mergem acolo că este mai bine. La fel se predă pe aceeași programă școlară. În ultimii ani au explodat înscrierile pe baza vizei de flotant la anumite școli, cele despre care se știe că sunt foarte bune. Practic, dacă părinții vor neapărat ca micuților să urmeze cursurile unei anumite școli, dar nu sunt în circumscripție, își fac vize de flotant la o adresă de pe raza unității școlare. Datele statistice prezentate de către reprezentanții Serviciului de Evidență a Persoanelor Mehedinți indică o creștere a numărului de vize de flotant în perioada în care se fac aceste înscrieri. Întrucât cererea de acordare a reședinței nu prevede vreo rubrică privind motivul pentru care se solicită stabilirea reședinței, nu pot să afirm care este motivul prezentării la serviciul nostru. Din analiza statisticii pe toate lunile anului încheiat, se poate constata însă că doar în 3 luni ale anului 2013 a fost depășită media de astfel de soluționări, și anume în aprilie, septembrie și noiembrie. Efectiv, media este de 150, media lunară, iar în aprilie sunt 240 înregistrate. În septembrie aproape 200, iar în noiembrie, octombrie și noiembrie, care sunt luni care coincid cu începerea anului școlar, și se înregistrează toate vizele de reședință ale elevilor sau studenților, se justifică. Da, într-adevăr, în primele luni ale anului și spre sfârșitul anului se vede o creștere a numărului de solicitări pentru viza de reședință din diferite motive, și pentru studenți și pentru elevi care vin la școală. O altă noutate față de anul trecut, când s-au făcut înscrieri în paralel la clasa 0 și clasa 1, în anul școlar 2013-2014, înscrierile în învățământul primar s-ar putea face numai la clasa pregătitoare.